În sfârșit, cea de-a treia modalitate de coasere este un pic mai delicată și este cea de coasere a caboșonului, dar asupra acestei tehnici vom reveni cu detalii într-un episod viitor. Să spunem că în interiorul acestui cerc desenat de mine urmează să fie lipit un caboșon în jurul căruia vom construi pe verticală cu peiote par, cu număr par de mângele. Am făcut nod cos în sus, iau două mărgele pe ac, le aduc la bază, le împing cât mai spre stânga și cât mai aproape de cea de-a doua, cos în jos. Modalitatea asta de coasere seamănă puțin cu anterioara, cos din nou în sus, în spatele primei mărgele, și din nou cos prin amândouă. Iau alte două, le așez în poziție . Le coasem de bază cât mai aproape de ultima mărgică adăugată. Atenție, mă întorc prin a treia numărată de la dreapta spre stânga. Cos, nu mă întorc prin ea, cos în sub ea, cât mai aproape de ea posibil. E ultima din perechea anterioară, de fapt, și cos prin toate trei. Iau alte două mărgele și le așez la locul lor. Cos în bază, în jos, cât mai aproape de ultima adăugată, cos în sus, lângă a treia, numărat de la dreapta spre stânga, și cos printr-una din perechea anterioară și prin cele două din perechea tocmai adăugată. Două lucruri. Nu vă faceți probleme, indiferent cât de urât arată dosul, cât de inestetic, pentru că deasupra va fi adăugată o a doua bucată identică de material, curată și frumoasă, care va fi finisajul lucrării și care va ascunde toate aceste imperfecțiuni. Diferența dintre pasul tocmai explicat și anteriorul este că pentru caboșoane, ca să putem construi pe verticală, avem nevoie de un număr par pentru peiotii cu număr par. Și atunci de aceea mereu adăugăm doar câte două mărgeluțe. Dar dacă vrem să coasem o suprafață mare, cum sunt acestea galbene, unde nu urmează să se întâmple nimic pe verticală, atunci putem adăuga câte 3 sau câte 4 mărgele și să le coasem mereu de ultimele din rândul anterior. Atunci când aveți de cusut o suprafață mai lungă, de exemplu aici, două câte două adăugate mărgelele necesită mult mai mult timp și mai multă răbdare. De aceea puteți pune câte 3 sau câte 4, însă nu și în cazul caboșoanelor, de aceea insist, în cazul lor trebuie să adăugăm mereu doar câte două, pentru că trebuie să ne asigurăm încă de la bază că va fi vorba la final de un număr
far de mărgeluțe. Pentru a putea coase apoi în sus, în pasul peyote par și a înconjura caboșonul în mărgeluțe de nisip. Sper că v-am fost de ajutor și până data viitoare vă doresc spor la mărgelit.